Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Le mulțumim tuturor celor de la Sandana pentru aceste minunate produse pe care au avut bunăvoința de a ni le trimite și în această seară aici în studioul Sălăjanul TV. Vreau să trec neapărat câteva reviste. Pâine cu făină albă de casă, pâine care a fost adusă practic din acel cuptor al bunicilor noștri în actualitate, pentru că ea trebuie să corespundă din multe puncte de vedere. O puteți găsi feliată, o puteți găsi ambalată. Avem apoi cozonac cu mac, avem apoi cozonac de post, avem cornulețe cu ciocolată și multe alte delicatese, toate pentru dumneavoastră, inclusiv pentru cei dintre noastre care țineți post în această perioadă, având în vedere că ne apropiem de Sfintele Sărbători de Paști. Domnilor și domnilor, și pentru că tot ne apropiem de sărbători, vă propun în această seară o poveste. Pentru că invitatul meu are un dar, din punctul meu de vedere, de a povesti. Vreau să vorbim despre vinuri, doamnelor și domnilor. Se spune că vinul nu trebuie să lipsească de pe masa noastră de sărbători și, în general, de pe masă, vinul fiind considerat un aliment. Vinurile pot fi clasificate în mai multe categorii. Sunt vinuri mai bune, sunt vinuri mai puțin bune, sunt vinuri ieftine, sunt vinuri scumpe. Este o adevărată artă, din câte am înțeles eu, și cum arta în general este frumoasă, evident că și povestea vinului este una deosebită. Am plăcerea să vă le prezint din nou în această seară aici în studioul Sălăjanul TV, pe un vechi prieten al emisiunii noastre. Este vorba despre domnul inginer Ioan Oprea, inspector compartimentul Inspecției Tehnice Vitivinicole din cadrul Direcției Agricole Sălaj. E un titlu mai complicat, dar e interesant. Și așa cum îmi place mie să spun, domnule inginer, singurul degustător autorizat de vinuri. Așa este. Bună seara, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună seara pentru dumneavoastră și pentru telespectatorii care ne urmăresc la această oră. Domnule inginer, povestea vinului este una interesantă. Interesantă cu atât mai mult cu cât unii preferă vinul roșu, alții preferă vinul alb. Unii îl preferă, alții nu îl preferă. Vinul este un aliment, îmi spuneați ceva mai devreme, și ca orice aliment și ca orice organism, el se naște și până la urmă moare. Așa este. Deci, cei care se ocupă de viticultură și de producerea vinurilor, eu zic că sunt oameni mai aparte, oameni speciali. A produce vin este o artă, este o plăcere totodată, dar este și o responsabilitate, pentru că vinul, conform legislației actuale, este considerat un produs alimentar care, mă rog, beneficiază de niște legi speciale. Deci este printre puținele produse alimentare care beneficiază de legi speciale foarte, foarte clare și care, mă rog, obligația noastră ca și Inspecție Tehnică Vitivinicolă este să le aplicăm și să ne asigurăm că, mă rog, consumatorii pot beneficia de un produs de calitate la un preț rezonabil și în perioada în care doresc să-l achiziționeze. Acum de sărbători, evident că a început oarecare căutare mai mare ca de obicei pentru vinuri. Am văzut că sunt preferate vinurile din Sârmășag, din Borla, din Șamșud. Sunt nume cu rezonanță în producția vinurilor din Sălaj. Iar ascultându-vă pe dumneavoastră la ultima conferință de presă organizată la Direcția Agricolă Sălaj, spuneați că ultimele analize arată faptul că totuși vinurile din Sălaj sunt unele de calitate, sunt unele sigure, fără probleme. Da, în județul Sălaj, datorită proniei cerești, beneficiem de câteva zone în care viticultura are tradiție și este bine reprezentată. Deci, în acest sens, vinurile care se produc în aceste zone sunt vinuri de calitate. Acum, sigur că este opțiunea consumatorului de unde își cumpără vinul. Părerea noastră este că întotdeauna este bine să achiziționeze vinuri de la un agent economic sau o persoană fizică care are tradiție în cultivarea viței de vie, știe să producă un vin de calitate și mai ales posedă și documente care să certifice această calitate. Deci, în principiu, este vorba despre acele buletine de analiză. Buletinele de analiză sunt niște documente care se eliberează de laboratoarele autorizate pentru analiza vinurilor. În aceste buletine de analiză sunt trecute toate caracteristicile vinurilor, caracteristicile fizice, caracteristicile chimice, deci tăria alcoolică, aciditatea, extractul sec, toate elementele, și la urmă este trecută o concluzie care specifică vinul din sortimentul respectiv este apt pentru consum uman.
Deci este un lucru foarte important, mai ales că în această perioadă, totuși, consumul de vin este mai mare decât în, de obicei și este bine să prevenim orice eventuale neplăceri în ceea ce privește consumul de vin. Domnule inginer, vreau să discutăm despre câteva elemente pe care trebuie să recunosc că le-am stabilit de comun acord cu dumneavoastră și mi-au atras atenția. Vorbeam înainte de a intra în emisiune despre vinurile aperitiv. E o denumire tare ciudată. Mulți dintre sălăjeni, evident că sunt și cunoscători, dar cei mai mulți cunosc, domnule, vin roșu, vin alb, sec sau demisec sau dulce. Hai să detailăm puțin aceste categorii de vinuri. Îmi spuneați ceva și de vin din miere de albine. Foarte interesantă chestiunea asta. Da, deci vinurile practic se clasifică în mai multe categorii. Deci există vinurile liniștite. Este categoria vinurilor cele mai răspândite. Există categoria vinurilor spumante, există vinurile spumoase, există aperitivele pe bază de vin și există vinurile speciale, precum și produsele distilate care provin din distilarea vinurilor. Acum, dacă le luăm pe categorii, vinurile liniștite sunt vinurile de masă, vinurile din categoria DOC-urilor, deci de regulă sunt vinurile care se găsesc în cantitățile cele mai mari pentru consum. Vinurile spumoase, practic, sunt acele vinuri generic numite șampanie. Întrucât în România denumirea de șampanie nu poate fi folosită, corect, ele se numesc vinurile spumante. Vinurile spumoase sunt o altă categorie care, practic, la care conținutul de bioxid de carbon, care asigură perlarea, este de origine endogenă. Ce înseamnă asta? Exogenă, nu de endogenă. Deci, la vinurile spumante, bioxidul de carbon, care asigură perlarea, provine din refermentarea vinului tânăr. La celelalte vinuri, bioxidul de carbon provine din aport extern. Deci, practic, în spațiile de fermentare se introduce bioxid de carbon care asigură o perlare, mă rog, relativ bună. Adică nu e o perlare naturală. Nu este o perlare naturală. De aici și diferența mare în ceea ce privește prețul de vânzare și calitatea. Pentru că într-un vin tip șampanie, prețul de valorificare este, mă rog, relativ mare, pe când la celelalte vinuri, prețul de valorificare este un preț foarte modest. Și atunci lumea, de regulă, cei care cunosc mai puțin aceste lucruri, iau ca și criteriu prețul de vânzare. Văzând că ele figurează sub generic denumirea de șampanie, îl cumpără ca atare. Dar el, practic, este un vin, o șampanie artificială, ca să mă exprim în termeni mai uzuali. Pentru că ne apropiem de Sfintele Sărbători de Paști, nu știu, care ar fi recomandările dumneavoastră? Ce alegem la masă? Că mă gândesc că acum nu prea merge șampania. Sau merge șampania, de obicei o folosim la momente, ocazii festive. Ocazii așa festive. Este. Ce alegem acum în funcție de ce ținem cont? Hai să discutăm puțin o parte interesantă. Păi, pentru cunoscătorii de vin, deci întotdeauna, cu ocazia sărbătorilor, de regulă se cumpără cam 3 sortimente de vin. Deci, pentru bărbați se cumpără de regulă vinurile albe, seci sau demiseci. Deci, se servesc de regulă cu mâncărurile slabe, pește sau, mă rog, alte mâncăruri mai slabe. Pentru mâncărurile mai grase se cumpără de regulă vinurile roșii, tot așa, seci, demiseci, demidulci. În ultima perioadă au apărut foarte, foarte în vogă, sunt vinurile roze. Vinurile roze sunt niște vinuri mai speciale, care au o calitate foarte deosebită. Sunt mai slab alcoolizate, dar sunt foarte plăcute, sunt răcoritoare, sunt, de regulă, vinurile roze sunt foarte apreciate de sexul feminin, cu ocazia sărbătorilor. Da, de doamne, asta este. Da. Sec, demisec sau dulce și demidulce, domnule inginer? Deci, literatura de specialitate și practica confirmă cele mai corecte și bune vinuri sunt vinurile seci, demiseci. Vinurile demidulci, dulci, deci nu putem să spunem că nu sunt vinuri corecte, dar
conțin acel zahăr rezidual. Zahărul rezidual, deci să nu se înțeleagă că ar fi vorba de un adaus de zahăr sintetic. Da, nu. Este vorba de zahărul care rămâne la fermentarea mustului. Deci, fermentarea mustului este condusă în așa fel încât rămâne un rest de zahăr care clasifică vinurile în seci, demiseci, demidulci, dulci. Practic, la un vin sec, conținutul în zahăr rezidual e până la 3 grame de zahăr la litru. La vinurile demiseci merge de la 3 grame la 7 grame de zahăr. La demidulci merge de la 7 la 15 grame de zahăr. Și cele dulci, de regulă, depășește 35 de grame până la 50 sau chiar mai mult. Peste 50 de grame de zahăr la litru, deja discutăm de vinurile licoroase, care sunt vinuri speciale. Se vorbește în termeni populari, auzeam, după nunți, după petreceri, aici ne referim la vinurile de casă, cumpărate de pe la noi sau de prin gospodări sărănești. Domnule, ce mult sulfură vinul tău, că mă doare capul. Domnule, ce nu mă simt bine după vinul matale. E o poveste ancorată în realitate sau e o, nu știu, pură ficțiune? Deci nu este un secret, este o realitate. Toate vinurile din România și de peste tot în lume folosesc sulful ca și agent de conservare. Problema este cantitatea de sulf pe care o folosești și etapele în care acesta intervine în evoluția vinului. Deci, de regulă, la vinurile de mare calitate, conținutul de sulf este în limite foarte, foarte rezonabile. Conținutul de mare de sulf apare la vinurile cu probleme, la vinurile la care producătorul vrea să-i asigure o conservabilitate de durată și să mascheze anumite defecte ale vinului. Fie că el provine din struguri avariați, fie că e un vin care a avut oarecare probleme de sănătate, a fost recondiționat și pe urmă, după recondiționare, ca să mă exprim așa, i s-a adăugat o cantitate mare de sulf ca să-i asigure conservabilitatea până la vânzare. E de și durerea de cap, probabil. După. Da, e adevărat. Deci organismul uman suportă acest minim de sulf. Practic, el nu creează probleme. Dacă limitele depășesc anumite nivele, atunci sigur că apar probleme de sănătate. De aceea vorbeam înainte de aceste buletine de analiză. Deci în buletinul de analiză este specificat foarte clar cât este conținutul de sulf. Dacă se vede. Sigur că da. Și dacă acest conținut de sulf din buletinul de analiză depășește limitele normale, automat vinul respectiv este declasat și este scos de la consum. Se mai spune tot așa în popor și am auzit de foarte multe ori această chestiune legată de gustul de butoi al vinului. Nu știu, acest vin are un gust de butoi. Și aici mă gândesc că nu e o invenție, pur și simplu poate fi o problemă dacă nu sunt vasele bine întreținute, nu? Da, e adevărat. Gustul de butoi deja este un defect al vinului. Sigur că cei care posedă asemenea produse vitivinicole cu gust de butoi, părerea mea că nici nu ar fi bine ca să-și facă reclamă unui asemenea produs. Deci gustul de butoi practic provine dintr-o igienă deficitară a butoiului. Deci butoiul, după ce se golește, el suferă un proces de igienizare. E, dacă acel proces de igienizare, care înseamnă spălări repetate, mă rog, cu apă fierbinte, apă rece, nu este complet, în timp, în ani de zile, vinul creează anumite probleme. Deci mirosul de doagă, de butoi, care este practic impropriu pentru consum și vinul cu o asemenea defect are un miros specific. Are un miros specific care este neplăcut pentru simțul omului. Da, păstrăm vinul, domnule inginer, doar în butoi din lemn sau și în alte vase, în alte recipiente, nu știu, din sticlă, din care ar fi indicația noastră la acest capitol? Deci vinurile tinere, vinul tânăr înseamnă un vin între 6 luni și un an. Practic un vin tânăr, de exemplu, la vinurile de calitate, mă rog, vinurile de masă, după 6 luni, el se scoate și se îmbuteliază. La vinurile de mare calitate este obligatoriu ca maturarea la butoi să dureze minimum un an, la vinurile albe, iar la vinurile roșii maturarea la butoi
este obligatoriu ca să dureze 2 sau chiar 3 ani. Abia după această maturare la butoi, în care el își desăvârșește calitățile organoleptice, se face o filtrare. După filtrare, el se îmbuteliază și se etichetează și se expune la vânzare. Foarte interesant. Nu v-am întrebat, apropo, discutam de achiziția de vinuri pentru sărbători. Cu ce? Nu. Ce? Întrebarea mea este foarte simplă. Ce vin se potrivește la carnea de miel? Sunt dintre sălăjenii noștri care preferă carnea de miel, evident, pentru sărbătorile. Da. În zona noastră, consumul de carne de miel este o tradiție, mă rog, veche. Și pentru carnea de miel, deci se recomandă oricum un vin alb, sec sau demisec, iar pentru bărbații care, mă rog, consideră că vinul alb, sec sau demisec nu este suficient de impunător pentru gusturile lui, se recomandă și un vin roșu. Foarte interesant. Dar vinul alb merge cu carnea de miel bine. Deci nu un vin roșu, un vin alb. Deci carnea de miel nu este considerată o carne roșie, așa cum este carnea de porc, de exemplu, cu un conținut mai mare de grăsime care să absorbă taninurile din vin. Și de aceea se recomandă vinurile albe. Vinurile roșii sunt vinuri mai taninoase și, v-am spus, merg foarte bine cu carnea de porc, carnea de vânat, cărnurile speciale. Mai speciale, sigur că da. Am văzut că multe gospodine utilizează vinul inclusiv pentru a stropi friptura. Acum fie că e friptură de miel, de porc, îi lasă, nu știu, un gust? Sau care e explicația? Acum, noi nu suntem bucătari, nici nu facem pe bucătarii, da? O legătură există, foarte clar. Da, există. Deci toate vinurile conțin deci e vorba de aciditatea din vin. Acea aciditate din vin asupra cărnii are un efect benefic. Deci, în primul rând, se creează o fezandare a cărnii respective și imprimă un gust mult mai plăcut, un gust mult mai armonios. Altfel, pregătită la cuptor, poate că gustul ei ar fi relativ fad. Prin adaos de vin. Ăsta este secretul adaosului de vin la friptură. Vreau să revin la îmbunătățește calitatea produsului finit. Vreau să revin la o lecție de-a dumneavoastră care mie mi-a atras atenția, trebuie să recunosc. Am văzut în țara noastră, în foarte multe cazuri, când la masă se bea vin, amestecat cu, nu știu, cu tot felul de sucuri, cola, cu tot felul de... sau cu apă minerală, cu apă simplă și se mai pune și multă gheață, inclusiv în vinul alb, în vinul roșu. Cum e corect? Cum e normal să bem vinul? Bine, o să spună lumea, domnule, cum îmi place. Da, adevărat, cum ne place. Dar ca să mă gândesc, ca să-i savurăm, nu știu, acel gust al vinului de calitate, trebuie să respectăm o anumită, nu? Evident, adaosul de apă în vin este o treabă care, în termeni tehnici, se cheamă falsificare. Bine, acum noi nu discutăm de falsificarea vinului la masă, să nu ne înțeleagă telespectatorii greșit. Avem un vin de calitate la masă. Da, avem un vin de calitate. Deci eu zic că este foarte bine ca, dacă vinul respectiv e într-adevăr de calitate, să putem să apreciem această calitate. Ori a putea aprecia calitatea acestui vin nu înseamnă să adaugi nimic în afară de paharul de vin. Deci nici apă, nici gheață, nici alte băuturi, mă rog, energizante sau ce se mai practică în ziua de azi. Deci ca să-ți dai seama de că vinul respectiv este într-adevăr ceea ce este pe gustul tău, în ceea ce privește aciditatea, tăria alcoolică, aromele, buchetul floral, este bine ca vinul să se bea fără niciun adaos. Sigur că în timp, dacă omul este la un eveniment care presupune să stea mai mult timp, dacă vrea să nu aibă probleme de altă natură, poate să adauge un pic de apă. Sau, părerea mea este, lângă un pahar de vin, să fie un pahar de apă. Dacă omul dorește, poate să guste vinul, ulterior poate să guste apa, dar a le amesteca e un gest care mie mi se pare cu totul și cu totul în afara firescului. Povestea șprițului, domnule inginer. Acum nu vrem să dăm lecții nimănui de băut. Să știți că alcoolul consumat în cantități mari provoacă mari, mari probleme de sănătate și nu numai. Aduce rușine și știți dumneavoastră foarte bine la ce mă refer. Bun, șprițul, pro sau contra, punem apă minerală, înainte era moda cu sifonul, cu sifoanele la anunț, acum nu mai avem sifoane, avem direct apa minerală. N-am înțeles chestiunea asta, să știți, cu șprițul niciodată. Șprițul, vă spun eu, deci
treaba cu adausul de sifon în vin și îți rezultă acel șpriț este impropriu. Deci înainte, în vechiul regat, existau niște vinuri foarte ușoare. Erau un fel de vinuri frizante, ca cum sunt vinurile actuale, care erau de regulă servite în perioada de vară. Ei, acele vinuri foarte ușoare, ușor alcoolizate, răcoroase, erau practic șprițuri. Denumirea de șpriț, practic, este improprie. Pentru că nu poți să spui că dacă ai adăugat apă, ai obținut un alt vin. O altă categorie de vin. Este un amestec de apă și vin. Care, mă rog, nu știu în ce măsură asigură acele plăceri gustative pe care le asigură un vin folosit fără alte adausuri. Nu v-am întrebat, domnul inginer, am uitat să vă întreb și revin acum. Servim vinul la temperatura camerei, unii îl țin în frigider. Cum e bine să-l consumăm? Acest aliment, până la urmă. Întotdeauna vinurile care se servesc trebuie să fie servite la temperatura camerei. Deci, pentru aceasta, deci vinul, dacă e ținut în vinotecă sau în frigider, el se scoate cu o oră, două înainte de a veni musafirii la masă, în așa fel încât în momentul în care se servește, el trebuie să fie la temperatura camerei. Evident, acum să nu ne gândim că dacă în cameră sunt 25 de grade, trebuie ca și vinul din sticlă să aibă 25 de grade. Deci trebuie să aibă o temperatură potrivită în așa fel încât papilele gustative să nu fie afectată de un vin, știu, foarte rece sau foarte cald. Deci, practic, temperatura camerei este temperatura care asigură calitatea gustativă a vinului respectiv. Nu se pierde nimic din ceea ce vrea să exprime vinul respectiv. Ca personalitate, ca și, mă rog, proveniență, trecut și... Îndrăznesc să vă întreb acum, e o întrebare foarte generală, probabil că o să vă stârnesc zâmbetul, dar îndrăznesc să vă întreb, cât bem? Am învățat ce bem, cum bem și acum o întrebare, cât bem, domnul inginer? Știind că vinul este un aliment, un organism, așa cum vă place dumneavoastră să spuneți. Da, bem atâta timp, atâta cât ne pică bine, ca să mă exprim într-un termen din ăsta local. Practic, există popoare la care tradiția consumului de vin merge până la 3 pahare pe zi. Am văzut deci, în Franța, vă întreb, se bea la miezul zilei, la masă, nu există să nu se bea un pahar cu vin. În Italia la fel. Da, exact. Deci asta înseamnă la masa de prânz se poate servi un pahar maximum două sau la masa de seară la fel, un pahar sau două. Dar pentru ca să nu se creeze probleme neplăcută, eu zic că 2-3 pahare pe zi, vinul roșu în special pentru cei care au probleme de sănătate, se poate consuma fără probleme. Deci nu e o poveste faptul că vinul are proprietăți deosebite pentru sănătate, e chiar dovedit științific. Sigur că da. Deci mai nou, medicina recomandă consumul de vin în anumite afecțiuni și există ramuri ale medicinei care au studiat destul de mult acest efectul benefic al vinurilor asupra sănătății oamenilor. Nu vreau să luăm pauză de publicitate înainte de a vă întreba ce e cu aceste vinuri aromatizate de care îmi spuneați dumneavoastră înainte de a intra în emisiune. Da, deci telespectatorii noștri trebuie să știe că de regulă la petrecerile la care participă nunți, botezuri, întotdeauna se servesc acele aperitive. Deci acele aperitive practic sunt niște vinuri aromatizate care conțin minimum 75% vin și pe lângă acest 75% vin conțin niște substanțe aromatizate de naturale, deci ele nu sunt sintetice. De regulă sunt extracte de plante. Mă rog, în funcție de specificul zonei respective. Fructe de pădure, tot felul de... Da, în Italia de regulă se folosesc un anumit sortiment de plante specifice din flora locală. În România, mă rog, la fel, cel mai cunoscut vin aromatizat care s-a produs în România și care se produce este vinul Pelin. Vinul Pelin este un vin special care are efecte benefice deosebite asupra sănătății oamenilor, în special pentru cei care au afecțiuni gastrice. Păi nu e amar dacă e Pelin, domnule inginer? Este un amar plăcut.
Deci este una mare plăcut pentru că pelinul sau pelinița care se folosește la, în compoziția acestor vinuri se folosește în cantități limitate și în doze bine stabilite. Deci extractul de pelin sau de peliniță cu care se amestecă vinul obișnuit este foarte bine dozat încât creează un gust. La început gustul este un pic de reținere, dar după ce bei un pahar simți că lucrurile se îndreaptă și schimbe automat părerea despre acest vin. Foarte interesant și merită încercat. Vinul Pelin chiar merită încercat pentru... Eu îl recomand cu multă plăcere pentru oamenii care au probleme de natură gastrică. Luăm o scurtă pauză de publicitate, domnule inginer. Doamnelor și domnilor, ne revedem peste câteva minute. O seară frumoasă, doamnelor și domnilor, aici la Sălăjanul TV suntem la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Mulțumiri încă o dată tuturor celor de la Sandana pentru această minunată pâine și pentru aceste produse deosebite, cu totul speciale, unele dintre ele de post. Vă invităm să le savurați. Domnule inginer, vreau să vorbim despre vinul de miere de albine. Nu greșesc când spun așa, nu? Eu n-am mai auzit, vă spun sincer. Deși mi-a plăcut istoria. Da, e adevărat. Deci vinul de miere de albine practic este cunoscut sub denumirea de hidromel. Hidromelul este un vin care pe vremea dacilor era foarte în vogă. Deci după ce Burebista a dat acel ordin de defrișare a plantațiilor de viță de vie, dacii ca și popor inventiv au găsit această variantă. Practic, hidromelul provine din fermentarea mierii de albine. Este un produs, sigur, cu calități medicinale foarte, foarte benefice asupra organismului. Are un gust foarte plăcut, ușor acrișor. Tăria alcoolică, evident că nu merge în jur de 7-8-9%. Deci nu este un vin foarte puternic. Dar este un vin, cum am spus, cu calități benefice deosebite și practic este un vin aliment. Deci care se poate servi fără nicio problemă în fiecare zi. Chiar eu îl recomand pentru persoanele care au probleme de sănătate. Putem obține acest vin noi sau este de cumpărat undeva? Destul de greu de obținut pentru că tradiția producerii acestui hidromel practic aproape că s-a pierdut. Deci prima condiție ca să produci hidromel este să ai o cantitate de miere de albine suficientă pe care să o supui fermentării și să obții acest produs. Problema este că nu știu în ce măsură pe piață el ar avea desfacere atâta timp cât este un produs practic cu tradiție în vechime. Deci în ziua de azi este foarte, foarte puțin cunoscut. Sunt puțini cei care cunosc această realitate. Cidru este un alt produs despre care vreau să vorbim. Pe mine cidru mă duce mai degrabă cu gândul, nu ce scuze că vă întreb, la suc, nu știu, la un... Da, e adevărat. Cidru este practic un suc, dar este un suc care se obține din mustul de struguri, practic, și din alte fructe, în special din mere. Merele, perele pădurețe, la fel, sunt folosite pentru obținerea cidrului. Sigur, prin fermentare, și este o fermentare dirijată, se obține acest produs care, la fel, are o tărie alcoolică modestă, în jur de 7% grade alcool, dar are o caracteristică foarte, foarte importantă, are un gust răcoritor, este o băutură care e foarte agreată, în special în perioada de vară, când este foarte cald și, mă rog, băuturile care sunt acum foarte uzitate pe piață nu satisfac în totalitate gusturile consumatorilor. Deci, practic, cidru în ziua de azi, eu zic că este o băutură rară, este o băutură de lux și telespectatorii care au ocazia să guste această băutură zic că se pot îndrăgosti de ea datorită calităților pe care le are. Am participat anul trecut la festivalul CEPE în Comuna Sălăjeană Pericei. Acolo a fost prezent și domnul Mircea Groza, omul care, din punctul meu de vedere, promovează valorile bucătăriei sălăjene și, în general, valorile bucătăriei românești peste tot în lume pe unde umblă. Și acolo am avut ocazia să-l cunosc pe un localnic care îmi spunea că, la nivel local, a apărut așa un soi de activitate prin care este obținut coniac
Și îmi vorbea de o rețetă destul de veche la nivel local. Nu vreau să intru în foarte multe amănunte pentru că nu sunt un cunoscător și nu vreau să vorbesc fără de mine. Una peste alta însă aprecia că în sălaj totuși se obține coniac, iar în anumite cazuri coniac de foarte bună calitate. Da, e adevărat. Deci vinurile care se obțin în sălaj sunt vinuri predestinate pentru obținerea coniacului. Deci pentru coniacul, practic, este un distilat de vin. Pentru distilarea acestui vin se recomandă de regulă vinurile cu aciditate mai ridicată și vinurile cu o tărie alcoolică mai modestă, în jur de 8-9% tărie alcoolică. Practic, vinul este supus distilării, se obține distilatul de vin. Distilatul de vin se supune învechirii la butoaie de stejar. Învechirea poate să dureze un an, doi ani, trei ani, șapte ani, până la 15 ani. Deci în funcție de durata de învechire a coniacului, variază și prețul de vânzare acestuia. Acum, sigur că coniacul, după ce este scos din butoi de la maturare, el nu are calitățile pe care le are produsul finit care este ambalat. Dar el este supus unui proces de condiționare, se adaugă un pic de caramel, deci caramelizarea este o operațiune care este permisă în practica enologică, ca să asigure aceea culoare plăcută pe care o are coniacul. Sigur că un coniac care a stat la maturare un an de zile sau trei ani de zile va avea un alt preț față de coniacul de mare calitate care a stat 15 ani la maturare în butoaie. Am înțeles că România, nu vreau să dăm nume de producători, dar am înțeles că România este un producător important de coniac de foarte bună calitate. Da, deci în România încă se mai produc coniacuri de bună calitate. De regulă, coniacurile de bună calitate se produc în zona Vranciei, în zona Dobrogei la Murfatlar și în zona Ardealului la Jidvei. Deci nu nominalizăm produsul ca atare, dar coniacul care se obține este un coniac de calitate și foarte apreciat de consumatori. Înainte să vorbim despre cultura de viță de vie, pentru că vreau să ne oprim și la acest capitol, aud că se vorbește foarte mult sau din ce în ce mai mult în anumite zone despre bitter. Ce este acest bitter, domnule inginer? Era cunoscut, cred că, mai înainte de 89 mai mult decât acum. Bitterul, practic, este tot o băutură aromatizată, care, mă rog, conține vin. Cantitatea de vin pe care o conține bitterul este mai scăzută decât la celelalte sortimente de băuturi aromatizate, dar specific pentru bitter, pe lângă vinul pe care îl conține, el conține o multitudine de extracte de plante. Deci plante din flora spontană care se culeg, se obțin niște extracte de plante, aceste extracte de plante se amestecă cu vinul și cu un pic de alcool, ăsta este adevărul, deci alcool alimentar, și se obține acest produs bitter, care la fel e cunoscut de consumator pentru efectele benefice asupra sănătății. Este un produs energizant, dar este un energizant natural față de energizantele care se găsesc acum în comerț și care sunt de natură sintetică. Ceea ce nu cred că e foarte ok. Nu este în regulă, dar asta e realitatea. Obținem vinul și cu asta punem punct categoriei vinurilor. Obținem vin doar din struguri sau mai obținem și din altceva? Aud, spre exemplu, vorbind să devin de coacă, să devin de nu știu ce Dumnezeu. Eu știu că vinul se obține din struguri. Vinul de coacăze este impropriu numit vin de coacăze. Practic, sucul de coacăze, datorită conținutului ridicat de zahăr și de polifenoli, deci suferă un proces de fermentare. Din zahăr rezultă alcoolul, care creează, mă rog, îi asigură un anumit grad alcoolic. Dar gradul alcoolic pe care îl are vinul de coacăze este un grad alcoolic relativ modest. Deci, o problemă care o creează acest vin de coacăză pentru cei care au probleme de hipertensiune arterială. Deci trebuie avut în vedere că
un consum de acest produs trebuie să fie făcut în limite mult mai modeste decât consumul de vin. Pentru că efectele asupra organismului sunt de multe ori neplăcute. Ajungem la capitolul viță de vie, pentru că am vorbit foarte mult despre vin, dar nu prea am vorbit despre struguri, domnule inginer. Știu că vă ocupați de proiecte și există în această perioadă în Sălaj perspectiva înființării unor culturi de viță de vie, așa cum ne dorim cu toții. Știu că deja ați făcut mai multe proiecte din acest punct de vedere la nivel de județ în reconversia în viticultură. Da, telespectatorii trebuie să știe că începând din anul 2008 au apărut niște măsuri de sprijin financiar pentru cultivatorii care vor să înființeze plantații viticole. Deci reconversia plantațiilor vitivinicole înseamnă înlocuirea unui soi care se găsește în cultură cu un soi care asigură o producție de calitate mult mai bună. Practic, pe plan mondial, trendul este ca să se producă vinuri cu denumire de origine controlată, pentru că sunt vinurile cele mai căutate de consumatori. Le lăsăm pe cele de indicație geografică la o parte. Indicația geografică și vinul de masă ar trebui să reprezinte cam de regulă cam 40% din cantitatea de vin care se produce într-un an. Ei, pentru a asigura aceste vinuri de calitate, sigur că cultivatorii trebuie să dețină plantații cu soiuri recomandate pentru obținerea acestor vinuri. Și atunci Uniunea Europeană a venit în sprijinul României prin aceste măsuri de sprijin, de reconversie, restructurare. Practic, ele sunt măsuri foarte benefice pentru cei care doresc să le aplice. Presupun un ajutor financiar care ajunge până la 75% din valoarea investiției la un hectar de viță de vie. Concret, asta înseamnă în jur de 14.000 de euro la un hectar, subvenție pe care statul o plătește pentru cel care aplică acest program de reconversie, restructurare. Sprijinul este unul real din ce spuneți dumneavoastră? Este unul... Da, este adevărat și este un sprijin care este ușor de aplicat comparativ cu alte măsuri care sunt mult mai greu de aplicat. Deci, practic, cultivatorul care dorește să aplice la acest program trebuie să întocmească un plan individual. Planul acesta individual este practic un proiect care conține mult mai multe piese. Practic trebuie să aibă un memoriu justificativ. Este o piesă foarte importantă prin care să justifice măsura de reconversie pentru ce vrea el să facă. Dacă într-adevăr, deci nu poți să spui că faci reconversie ca să produci vinuri de masă. Trebuie să conțină documente care atestă proprietatea, documente care atestă că nu ai obligații fiscale, mă rog... Sunt mai multe elemente. Mai multe elemente. Este foarte important ca producătorii să știe că măsura se adresează atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice. Asta e important. Pentru persoanele fizice, planul individual poate să ajungă până la 5 hectare, pe o campanie viticolă. Deci, într-un an de zile, o persoană fizică poate să depună un plan individual pentru maximum 5 hectare. În anul următor, el mai poate, dacă are potență financiară, poate să mai depună pentru încă 5 hectare. La persoanele juridice, suprafața este de 150 de hectare, suprafața maximă a planului individual. Acest plan individual, după ce este depus la Direcția Agricolă, el este supus unei comisii care îl aprobă sau îl respinge. Mă rog, depinde de conținutul planului respectiv. După ce planul respectiv este aprobat, se emite o hotărâre de aprobare, el este depus la Agenția de Plăți, iar plățile se efectuează prin Agenția Județeană Plăți APIA. Este foarte important acest aspect. Acum alegem, domnule inginer, soiurile într-un fel anume, veniți noastră și îi ajutați la acest capitol în funcție de sol, de, nu știu, de terenul de acolo, că mă gândesc că aici sunt niște criterii foarte clare. Da, există o condiție, de fapt prima condiție care trebuie îndeplinită. Deci cultivatorul trebuie să dețină terenul într-un areal viticol delimitat și să aibă un drept de replantare, drept de replantare care se obține de la ONVPV, deci o instituție, mă rog, înfrățită cu ISCTV-ul, ca să mă exprim așa. Bun.
După ce obține acest drept de replantare, el întocmește planul individual, îl depune la direcția agricolă, el se aprobă și pe urmă operațiunile de plăți se desfășoară prin APIA. Există practic două măsuri. Este o măsură care cuprinde în primul an lucrări de pregătire a terenului, lucrări de fertilizare, lucrări de cartare, plantare propriu-zisă și instalarea tutorilor. Deci, după ce această măsură, se cheamă măsura 1, este finalizată, persoana în cauză depune toate documentele justificative la APIA și APIA trimite la București dosarul, după care se face plata pentru prima măsură. În anul următor, măsura a doua, așa se cheamă, practic înseamnă instalarea sistemului de susținere. După ce omul a instalat sistemul de susținere, depune documentele justificative la APIA și în decurs de câteva luni, el își primește banii înapoi. Am spus, în limita 75%. Dacă lucrează cu utilaje proprii în regie proprie, 75% aproape că acoperă integral toate costurile pentru investiția unui hectar de viță de vie. Este un sprijin foarte important. Sigur că și da, inclusiv financiar. Foarte important și foarte ușor de accesat și foarte rapid. Deci trebuie, telespectatorii trebuie să... Ce trebuie să facă? Să vină la noastră, la direcția agricolă sau care ar fi... Da, deci primul pas trebuie să vină la direcția agricolă, să vadă dacă se încadrează în arealul viticol delimitat și pe urmă discuțiile se poartă la nivel tehnic. M-ați întrebat în legătură cu săurile, da, deci în actul normativ care reglementează, deci ordinul 247/2008 și ulterior 1763/2014, sunt nominalizate săurile pentru toate zonele viticole. Deci în zona sălajului, noi suntem în zona Crișana, pentru vinurile albe se recomandă fetească albă, fetească regală, muscat otonel, tramineru, chardonnay. Pentru vinurile roșii putem discuta deja de fetească neagră, putem discuta de cabernet sauvignon, merlot, burgundu mare. Pentru vinurile aromatizate merge muscat otonel și chiar tămâiasa românească. Ea e recomandată în actul normativ. Foarte frumos. Nu vreau să închem această poveste frumoasă, nu vreau să numesc emisiune, vreau să numesc poveste. Înainte de a, nu știu, de a veni cu un sfat pentru sălăjeni, acum în perioada sărbătorilor de Paști, în privința vinului, nu știu, dacă ar fi să recomandați, nu vreau să le facem reclamă, vorbim de niște vinuri românești din anumite zone din țară. Vinuri roșii, vinuri roze, vinuri albe, ca să nu fim acuzați că facem publicitate cuiva, vreunei mărci, ca să zic așa. Cam ce ați recomandat dumneavoastră acum? Păi, în primul rând aș recomanda pentru consumatori să se intereseze în momentul în care doresc să achiziționeze un vin, dacă magazinul respectiv sau producătorul respectiv deține acel buletin de analiză. Este un document care practic te ferește de orice surprize neplăcute. În rest, sigur, prețurile cam de regulă sunt aceleași. La vinurile de masă ele se situează în jur de 7 lei, 7 lei, 8 lei, cam ăsta este prețul. Pentru consumatorii pretențioși, sigur, a cumpăra un vin îmbuteliat este deja un lucru firesc. În legătură cu sortimentul, cu soiurile ca atare, eu am un singur sfat, prețul dictează calitatea produsului. Dacă prețul este un preț relativ mare, înseamnă că acel produs își merită prețul respectiv. Și încă o întrebare, nu m-am răbdat să nu vă adresez, cum servim vinul, domnule inginer? Pentru că știu și aici este o artă. Da, deci vinul, în primul rând, întotdeauna se începe cu vinul alb. Deci, la orice masă sau la degustările care se fac, se începe cu vinul alb. Se începe cu vinul alb sec, vinul alb demisec, demidulce, dulce. Urmează vinurile roșii, sec, demisec, demidulce, dulce. Urmează vinurile spumante, vinurile spumoase, vinurile aromatizate și, la urmă, distilatele pe bază de vin. Deci, coniacul sau vinarsul, depinde de numirea cu care este, sau, mă rog, rachiu de vin, de drojdie, practic. Și-mi permis să fac acum o glumă, pentru că suntem de 1 aprilie, dacă trecem prin
tot acest șir de vinuri, la final s-ar putea să avem probleme, dacă nu ținem cont de cantitățile potrivite. Bine, acum eu am spus că este vorba de degustare. Evident, degustare. Deci degustarea înseamnă a servi o cantitate care să-ți permite să apreciezi calitatea vinului respectiv. Deci între a degusta și a face un chef cu vin e o mare diferență. Foarte adevărat. Și să nu trebuie să uităm că vinul se discută. Deci, dacă vrei la un vin să te simți bine, nu poți să stai câteva minute și să servești un vin. Deci trebuie să stai câteva ore, trebuie să ai anturajul potrivit și discuțiile se vor lega de la sine. Chiar persoanele care sunt mult mai reținute, în momentul în care servesc un pic de vin, deja devin mult mai volubile, mai interesante și foarte, foarte important, se creează o stare de armonie aproape perfectă. Este produsul care creează o armonie perfectă între oameni. De asta îmi place mie să vă invit în emisiune, domnule inginer. Povestea ați încheiat-o într-un mod foarte frumos, care mie mi-a plăcut într-un mod special. Mulțumesc tare mult pentru prezența și în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim tare mult, doamnelor și domnilor, pentru că ați fost alături de noi și în această seară, la această minunată poveste, zic eu, ca să mă laud. Le mulțumim și domnului inginer pentru că ne-a onorat cu prezența. Le mulțumim și tuturor celor de la Sandana, pentru că fără ei n-ar fi fost posibil în această seară această emisiune. Mulțumim tare mult, iar dumneavoastră să aveți o săptămână cât mai liniștită în continuare, cu temperaturi cât mai mari, pentru că am văzut că iarna încă ne mai dă bătăi de cap. O seară plăcută!